În episodul de astăzi, eu și abonații ne-am strâns pe un server non-premium ca să supraviețuim 100 de zile în Minecraft. Fraților, vreau să vă spun că serverul îl găsiți jos în descriere dacă vreți să intrați și voi alături de noi. La noi în serie mai adăugăm oameni, tot ce trebuie să faceți este să intrați la noi pe Discord sau să intrați pe server și să-mi spuneți mie, să vă adaug pe protecție și o să facem challenge-ul de 100 de zile în Minecraft. Eu nu vreau să mă mai rețin, uitați-vă până la final că a fost un episod super șmecher, nu uitați serverul găsiți jos în descriere. O să mă găsiți și pe mine pe server și când nu filmez pentru că o să mă joc foarte mult off-camera. Mergeam și eu pe serverul ăsta și am dat aici de niște abonați. Uite-l pe Iason. Unde e aici Vlad? Și cine mai... Nu, uite aici e Vlad. Ăsta e Raul. Derjoin, mai trebuie să fie și Lau cu noi. Da, fraților, asta o să fie noua noastră serie de survival cu abonații. Vreau să vă zic, de fapt v-am zis de la început că am pus asta din edit, că la început, dacă vreți să veniți în seria asta de survival, tot ce trebuie să faceți este să intrați la mine pe Discord, aveți serverul și aici pe ecran, după cum puteți vedea, stai că mi-a mutat tot ecranul, bă, ce fac mă? Aveți aici serverul pe ecran, ăsta este IP-ul serverului, este un server non-premium, o să fie o serie de survival pe 1.18.2 cu abonații, chiar acum sunt cu abonații aici pe Discord, deci abonații sunt pe Discord ca să fie treaba, vă dați seama. Și o să încercăm să supraviețuim 100 de zile pe acest survival șmecher, băieți și fete. De început văd că am primit aici un ultra crate key. Unde deschidem noi crate-urile? Bun. Deci ce avem aici? Ia uite, bă, pot să stau jos. Ia unde sunteți? Și nu întrebați de ce am skin de Herobrine. Nu întrebați de ce am skin de Herobrine. Deci aici avem astea. Ultra key. Așa. Mama, am primit elitra, băieți. Ce părere aveți? Am o elitra verde. Da, hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem cosmetice. Nu am acces la cosmetic key din ăsta. Aia, uite, putem să facem și schimb cu key-uri din astea. Care, băieți, care sunteți aici? Ouleu. Wow, stați puțin. Încercați să dați și voi slash vote ca să votăm serverul să ne dea niște cheițe din alea. Câțul. Să vedem ce kituri avem pe aici. Kits. Kit preview. Kit start. Start. Aparent nu merge. Încercați voi cu slash vote și spuneți-mi ce primiți acolo. Da, la unde ești? Bă, dar ce... Mi se mișcă în 40 de frame-uri aici la spawn să mor eu. Avem și o textură specială pe server. Este... ceva ce n-ați mai văzut în România oricum. Și gândiți-vă că o să lucrez cu serverul ăsta foarte mult, fraților, și de-aia vă invit și pe voi să vă jucați alături de noi, de ce nu? Ce-ai scris? Ce-ai scris la U? Cine-mi poate da niște lemn, nu contează de care. Da, accept. De pe accept. Pe unde erai, mă, la U, mă? Uite ce skin. Ia dă-ți puțin jos armura asta, de ce skin ai, la U? Ți-a pus omul meu skin cu Glugan. Că aveți, bă, că-s 40 de grade afară. Ce faci? Bun, băieți, ați votat? Păi și ce v-a dat? Hai, deschideți de aici la creator. Deschideți, uitați de aici la vote. Îmi pun un kilos. Nu, mă, că ne luăm de monetizare. Da, fraților, am făcut și un video pe YouTube și intră multă lume. Mai o să fie puțin te lag, dar o să se rezolvă toate astea. Le-ați deschis? Deschide, bă. Raul, hai. Mi-a dat dirt. Hai că e bine și ăla. Dau eu RTP. Random. Cum dau eu? Cum merg ăsta? Survival menu. Daily rewards. Ia, că avem și daily rewards aici. Ba, nu avem daily rewards. Nu știu ce se întâmplă. Ăsta este owner-ul, modul. Bă, ce se tot întâmplă aici? RTP. Enter. RTP. Bă, nu merge, mă, comanda. Băieți, bă, vă merge? Să-mi spuneți și mie, vă rog frumos. RTP. Ok. Bun, hai să mergem pe Resource World. Te reportează-le random în lumea resurselor și fără de materiale pentru construcțiile tale. Această lume este resetată odată la 7 zile. Mamă, băieți, hai să-i dăm acolo pe Resource World. Vă aștept și pe voi să veniți.
Și da, fraților, dacă vreți să mai facem episoade cu abonații, vreau să văd acolo multe like-uri din partea voastră. Ok, stai că și-a dat Vlad. Dați-vă TP la Vrigm ca să fie treaba. Da, Vlad, dă-le și tu, te rog frumos, la băieți. Nu mai vreau să zbor cu elitra asta, ia stai așa să-mi dau eu jos. Le dau eu, ok, Vlad. Și strângem puțin materiale, băieți, ce ziceți, reușim și noi să stăm, să supraviețuim 100 de zile pe survival? Facem o nefăcută, băieți, sau nu facem? Ok, bă, iau, aparent am fly. Ok, stai să vedem ce avem noi pe aici. Deci, bun. Nu le dau încă Vlad la toți, sau... Hai să ne împărțim puțin, băieți, hai să ne împărțim puțin. O parte din voi să stea să ia resurse. Și cineva... TP accept. Dacă dau la toată lumea, dar nu mai am requesturi. Și după aceea eu merg să caut un loc de casă, băieți și fete. Merg să caut un loc de casă, dar survival menu, ok. Daily rewards, dungeons, lumi diferite. Sunt lumi diferite disponibile pe fiecare, le poți explora. Fiecare dintre ele au propria identitate. Nu toate sunt deblocate din prima. Unele vor necesita diferite nivele. Ok. TP accept, hai să-l acceptăm și pe Robert. Ok, player levels, auction house, fisherman. Mamă, este locul unde jucătorii își pot vinde obiecte între ei, am înțeles. Vote for server, lumi diferite, dungeons am fost, aici am fost, jobs. Ia uite, puteți să ne luăm joburi, frate. Mamă, hai să ne luăm toți jobul de miner, băieți. Hai să ne... Luați-vă toți să scrie slash job și luați-vă jobul de mineri. Și atunci ne punem să minăm. Și mai dați TP... Mai dați TP la persoanele care nu sunt aici încă. Rank King. Am și un kit. King. Kids preview. Am înțeles. Iar Raul, unde ești? Să vedem ce cadou ne face Raul aici. Mi-a dat omul meu o floare. Mulțumim, Raul, pentru o floare. Cine, da chiar, cine vrea să vină aici? Au, ia uite și pe cățelul de dog. Ce faci, bă, Marius? Ai intrat cu noi pe Discord? Nu ești cu noi pe Discord, din păcate. Nu ești cu noi pe Discord, frățic. Bun. Da, dați-te pe la abonat cine mai vrea să vină pe aici. Vi-ați luat toți... job, slash jobs. Ok, deci we'll start earning money by mining minerals, ok. Sebastian mi-a dat, oh my god, mi-a dat niște diamante. Bă, de unde are Sebastian diamante? What the fuck? Și de ce? Voi vedeți, băieți, ce are, ce pălărie are în cap? Bă, serverul ăsta e prea tare, fraților. E prea șmecher. Cine-mi dă niște lemn? N-avem lemn, frățic, ne pare rău. Și facem noi bănuți așa dacă spargem iteme sau? Ia uite, da, mă, facem bănuți, băieți. Facem bănuți, ia că merg să iau și niște lemn de aici, că vreau să-mi fac un târnășciop de diamond. Ok, cine a ieșit de pe Discord? Nu știu cine a ieșit de pe Discord, cred că l-au, cred. Dar, da. Lasă mă, Dorin, ține ceva în mână și dă-i slash hot să spui părăria. Hot. Păi și ce aș putea să-mi pun asta? Pot? Eu nu pot să cred că... Mamă, chat, ce mi-am pus în cap. Nu știu dacă puteți vedea ce mi-am pus în cap. Oh my god. Bă, fraților, chiar e șmecher rău de tot serverul ăsta. Îmi place. Îmi place, respect maxim. Hai să mă tragi pe mine pe Discord, da, frățic, te trag. Păi, intră pe un channel. Marius. Păi și... Stai că mai văd, că mai scriu abonați aici, că eu le-am zis să intre, Mișto pălăriase, mersi. Mersi, bă, sunt curios cum iau și eu o pălărie mai șmecheră, gen, că vreau o pălărie mai șmecheră. Mă cheamă șeriful. Cățelul de dog, intră pe un voice să te trag.
Că n-am cum să vă trag, trebuie să fiți pe un voice. Oh my god. Dar da, fraților, lăsați că de astăzi știți deja cum stă treaba. Știți că o să facem seria de survival aici cu abonați. O să facem și câteva episoade de troll. Deci dacă vreți să vă fac ce, să vă facă fratele astea troll, vă dați seama că e treaba. Ok. Mario vrea să facă trade cu mine. Oare ce vrea să-mi dea Mario? Oh, 42 de diamante. Wow, holy shit. Și cum dau să fiu pregătit? Păi și ce să-ți dau, frate, în schimb? Cum dau să fiu pregătit, băi? Oh my god, am dat cancel. Sorry, nu știu cum să accept. Ia să vedem, a intrat pe Discord? Da, a intrat și Darius Curoi pe Discord. Îi dăm rapid un mute lui Darius. Te pup, Darius, bine ai venit cu noi. Hai să vedem că trebuie să mai fie cine. Uite aici că a intrat lumea aici jos. Era, salut băieți, salut. Hai să-i dăm mute așa și lui șeriful. Aici erau băieții mei, aici erau băieții mei. Ok, uite și mai avem aici și pe Boti. Vezi mă, chat, că ne-am strâns și noi așa, mai greu, mai cu Kim, mai cu Vai, dar da. Te-am băgat, Boti, te-am băgat. Bun, hai să facem și noi un târnășchiop. Fraților, cred că din episodul viitor ne facem casa, ce ziceți, băieți? Din episodul viitor ne punem să facem și noi casa. Dă-i accept. Ia frate, ți-am dat accept. Mamă, e full netherite dark. E full... Mă, păi frate! Holy moly, ce mi-a dat băiatul ăsta! Vai, n-aveți idee, fraților, ce mi-a dat băiatul ăsta. Ia că iar mi-a dat Mario de asta. Băieți, ia să vedem ce... Deci primim diamante, gravestone voucher. Ok, și ar trebui să-i pun și eu ceva. Ok, sunt pregătit, i-am dat casca. 3, 2, 1. Oh my god, băieți, nici nu vă gândiți ce chestie am primit de la abonați, că suntem full diamond. Wow! TPA accept. Trimite TPA. Ia să vedem dacă mai intra ceva pe Discord să nu ratez abonații. Acum, TPA accept. Îl acceptăm pe englez, îl acceptăm pe Radu. E toată lumea aici cu noi. Cât suntem pe server, fraților? Suntem 52. Vedeți că de episoadele viitoare vreau să fim măcar 80-100. De episoadele viitoare trebuie să facem așa, că e prea șmecher serverul ăsta, fraților. Ia că ți-am dat acceptă să aici, Dark, să-ți dea Dumnezeu sănătate dacă vezi. Mamă, veric, uite-te ce mi-a dat aici, Furnace 1. Bă, ce-s cu cadourile astea, Telepati 1? Wow! Băi, e nebunie aici, vă mulțumesc frumos de cadouri, frate, vă mulțumesc frumos. Vă pupă, fratele, vă pupă. Sper să vă placă seria asta, fraților, pentru că o să facem episoade cu survival cu abonații, dar trebuie să... Ce am primit aici? Wow! Am primit un târnăcop super OP. De la cine l-am primit? De la Radu. Mersi, Radu. Uite că iar îmi dă Mario chestii. Iar îmi dă Mario chestii, dar mură, bă, Mario! Oh my god! Mulțumesc frumos și ție, iGamer, Mario. Ești un băiat de treabă și mending, mamă! Ce-s cu cadourile astea de la aburați, băieți? Oh my god! Am primit o grămadă de chestii, bă, vă mulțumesc mult frumos, am vrut să zic, hai că da. Vă mulțumesc frumos de tot. Ia că-mi pun și astea. Ăștia sunt mai buni și... Oh my god, suntem prea OP. Ce e gravestone voucher-ul ăsta, băieți? Cine poate să-mi zică? Saver loot. Aha, am înțeles. De ce ești... Într-o săptămână se duce. Stai, MSG Dark. Ca să... Minez. Ok.
Bă, fraților, suntem bine de început, suntem bine. Și vă mulțumesc frumos pentru cadourile astea. Chiar vă apreciez de pe accept. Ia că-l acceptăm pe englezul aici. Să vină englez lângă noi. Ce are în mână? Bă, are... Wow! Uite ce are englezul în mână, chat. Ia băieți, uitați-vă ce are englezul în mână, că are o servietă în care avea și talentul. Cine poate mă ajute cu niște iteme? Mersi, mersi, bă, frate, păi... Bă, mi-a furat cineva ăla. Mi-a furat cineva totemul, bă. Cine mi-a furat totemul? Bă, mi-a furat cineva totemul, Raul. E cumva totemul la tine? E la tine totemul? Sebastian, e la tine totemul? Ia uite că a intrat și Darius aici cu noi. Bă, fraților, facem o serie șmecheră, rău de tot. Mi-a furat cineva totemul, wow. Dar cum îmi iau și o pălărie de asta, Cata, Boti? Cum îmi iau și o pălărie de asta, Cata, ia să-mi spui. Hai să vină. Hai că-s aici. Cosmetic kiss, ok, am înțeles. Englezul, mersi frumos, englezul. Bă, totemul ăsta chiar am început să-l folosesc de la un timp. Am început să folosesc totemul ăsta și e bine. Opa, stai că de lemn mai avem nevoie. Să nu punem ce, să nu scăpă ceva ce am primit de la abonați, că n-ar fi frumos să dăm cadourile. Mamă, filmăm deja de 16 minute. Când au trecut 16 minute? Mamă. Deci episodul viitor asta o să facem, fraților, vă zic de pe acum, o să facem casa. O să facem baza noastră. Hai să vedem ce RTP-uri mai sunt. Netherworld, Endworld, Dungeon World. Ok. Hai să mergem aici la Dungeon World să vedem ce e. Poate mor naiba cu toate itemele că nebunesc. Deci dacă mor cu toate itemele nebunesc. Ok. Mi se încarcă mapa greu. Deci ar trebui să fie ceva șmecher, rău de tort. Bă. Nu o să mai fie problemele astea, fraților, după ce mi se încarcă mapa odată. Ok, ce sunt ăștia de aici? Hai să vedem. Ca să le accesez, îți trebuie level 25. Ok, am înțeles. Ok, RTP. Survival World. Hai să mergem pe Survival World să vedem ce găsim. Poate găsim locul de casă. Mamă. Este în mijlocul deșertului, chat. Vlad, dați-vă te pe la Vrigm. WRIGM. Eu accept cu ei aici. Veniți toți aici. O să ne organizăm mult mai bine, fraților, de episodul viitor. Și o să facem chestii șmechere pe serverul ăsta, credeți-vă. Tocmai ce m-am îndrăgostit de server. Bă, dar de ce probleme am, mă, cu randarea mapei? Ia uite și pe Darius a meu, ce faci, viața mea, Darius? Ia să-ți văd skin-ul. Ia dă, vină cu a, dă-te întoarce. Bă, ăsta-i skin de Drake, cumva? Ăsta-i skin de Drake, cumva? Nu vă bateți, vă rog frumos. Ia uite și lui Sebastian să-i acceptăm aici. Bă, suntem bine pentru primul episod cu avorații, suntem bine, rău. Ia uite că Dark are și un wolf aici. Forță, rău de tot. Mă, sincer, am filmat deja 18 minuțele. Dar de episodul viitor, fraților, nu vă mai bateți. Să nu vă mai bateți, că vă văd. Hai să-i dau iar accept lui Raul, că nu știu ce tot face Raul ăsta. Bă, Raul, ce-ai pățit? De episodul viitor, fraților, să ne organizăm mult mai bine. O să vă las jos în descriere IP-ul serverului. Dacă vreți, eu o să mai joc și off-camera pe server. Dacă vreți să ne întâlnim pe server, să facem o poză. Nu o să mai schimb de Herobrine când o să ne întâlnim, vă promite, fratele. Și da, o să vă las jos în descriere IP-ul de la server unde mă găsiți. O să vă las un IP și de la Discord-ul meu dacă vreți să apăreți cu mine pe episod. Bă, de ce moare lumea, frate? Am înțeles. Da, noi ne revedem mâine cu un nou episod. Nu uitați că în fiecare zi la 11 postăm episod nou. Și până data viitoare, am fost Aze. Vă pup, vă iubesc, vă așteptăm pe server mc.crowned.gg. Toate cele bune, baftă lume, pa, pa.